frumos! Mulțumesc de colindă, dragii mei! Vreți să stați toți pe partea aceea? Da, da. Băieții, hai, pe Olimp! Iau foarte mare emoții, au așteptat... Să nu vă speriați, că nu vă fac injecții, nu vă traumatizez! O să petrecem timpul la bibliotecă. Eu mă numesc Beatrice Moțiu, sunt bibliotecara orașului și aici vă aflați la Biblioteca Orașului Fecea. Aici sunt foarte multe cărți de citit pentru voi. Vă aștept cu drag să veniți să le împrumutați. V-am făcut fișe la fiecare. Și ce vă indică doamna la școală sau dacă aveți voi preferințe, aștept să veniți să împrumutați cărțile. Dacă vreți astăzi, dacă nu, altă dată, anul viitor. Ne revedem anul viitor. Acum, pentru voi, am pregătit niște lucrușoare și dacă vă place să citiți, citiți voi puțin o poveste sau vă citesc eu o poveste, cum vreți. Citiți voi, pe rând, care citește mai bine și care, cui îi place să citească cu voce tare. Plutică mână, cu curaj. Cine vrea să citească cu voce tare? Daria, vrei să citești tu? Da. Am pregătit o poveste, fiindcă tematica de sărbători, o poveste cu spiriduși. Ați auzit de spiridușii moșului, nu? Da. Am pregătit o poveste cu spiriduși, sperăm să nu fie foarte lungă. Și după aceea avem niște surprize pentru voi, pe lângă surprizele duși care le-ați văzut dincolo, că sunt niște biscuiței și ceai. Colegul meu, care se ocupă de partea foto, video, audio, o să vă prezinte pe ecran niște spiriduși care au venit în bibliotecă. Și câțiva spiriduși, nu foarte mulți. Și ne uităm și noi să vedem ei ce fac, cum se comportă. Și Ionela o să vă ajute cu ceaiul și cu biscuiții. Dacă vreți, începem să citim povestea și să aflăm de ce au spiriduși și note proaste la matematică. Ați văzut că eu mi-am pus aici un semn de carte ca să știu unde se deschid cartea. Voi folosiți? Da. De casă. Cine vrea să înceapă? Doamna, Daria. Cum te numești? Daria. Daria. Uite, Daria, te rog frumos, începe de aici și citești prima frază, prima... Știi unde găsești punctul, te oprești. Și mai citește altcineva. Cu voce tare. De ce au spiriduși note proaste la matematică? Răspunsul e cât se poate de simplu, de neastâmpărat ce sunt. De altfel, un spiriduș domol nu ar fi bun de nimic. Dacă ar fi cu minte cum ar putea el oare să se opere toată ziua, să fie în mai multe locuri în același timp și să știe secretele tuturor. Spiridușii învață la școala lor din pădurea fermecată de prepare licor de dragoste. Te-ai oprit, ia să un pic mai devreme, dar nu la punct și la văzut că nu... Da. Deci ce fac spiridușii? De ce au note mici la matematică? Că sunt neastâmpărați, nu? Și fac năzbât toată ziua. Deci, cine? Unde ai rămas? Acolo. Atunci, așa, nu? Cine vrea să continue? Continui tu? Renz. Da. Uite, spiridușii învață. Spiridușii învață la școala lor, din pădurea fermecată. Să prepare licor de dragoste, să vorbească limba florilor și a copacilor, să prechimbe un prea frumos prinț într-o creatură cu cap de băgar și mai ales să se întoarcă. Soare nevăzut într-o sticlă. Totuși... A ajuns la punct? Da. Da. Deci ce fac spiritușii? Și ei învață. Ei nu învață ca și noi în matematică, învață să prepare licori și să preschimbe prinții care sunt așa foarte îngânfați în... E prea urâte, nu?
Mergi, hai. Și după aceea o să rugăm pe toată bibliotecară să ne citească dânsa, să fie de acord. Două pâși. Noi suntem la prima citire a textului și atunci poate că așa înțeleg toți. Foarte bine. E un bucur de pică, mă, că se uită de totuși, mamele lor sunt de părere că spiridușii ar trebui să învețe și nițică matematică, pentru că nu se știe niciodată când le va folosi în viață. Foarte frumos! Eu nu vreau să citesc că am aparatul. Sigur, nu e nicio problemă. Mai vrei să mai citesc? Gheorghiță, vrei tu să mai citesc? Așa că este ea, mama, aici, rog, până ajungi la punct, bine? Te rog. Așa că îi trimite la orele pe care le ține, într-o poiană, din pădure, din pădurea fermecată. O bătrână, ufniță, cu ochelari, însă spirdușii nu sunt atenți deloc la lecțiile și preferă să facă tot felul de vrăjitorii, de exemplu, să transforme caietele în turtă dulce și cifre în desene animate. Mulțumesc! Daniel, foarte poate frumos! Arată la Daniel unde ai rămas! Poate auzit! Tare, ca să nu mai vorbim despre faptul că uneori se amuză făcându-i lui făr frumos roțile de la mașină sau șterpelindu-i bătrânei bufnițe ochelari. Acesta este motivul pentru care spiridușii au note mici la matematică. În schimb, iau mereu premiul întâi la orele de magie, poezie și geografie. Mulțumim. Deci totuși învață și ei geografie, nu? Învață și să citească, da. Că dacă n-ar învăța să citească, n-ar ști să prepare licorile, da. Nu? Fiecare licoare are o rețetă. Da. Oare ce pun spiridușii acolo în rețetele lor? Ați auzit prin povești, nu? Da. Gheare de crocodil, eu știu, cană de vulturi, știi? Dar dacă nu știu să citească, de unde știu ce ingrediente să folosească la licori? Și noi trebuie să învățăm să citim, nu? Da. Vrei să continui? Da. Iar îți te rog frumos, Daniel. Ce tare! Da, mai vesele ca tu țopăie și cântă de mama focului. Răzmuri. E poezie sau e text? La... E poezie. Întoarce pagina, te rog, și să vezi dacă mai este text. Nu poezie. Poezia o citim la final. Răzmurile este da și e adevărat. Era despre marele căun se știe că un foarte bun bucătar pentru că are chiar și un restaurant care-i poartă numele la Marele Căcău. Oprește. Cred că ai trecut la următoarea poveste cu căcăunii. Așa ai? Cred că e gata povestea cu spiridușii și doar poezia mai urmă. Așa ai? Foarte frumos aș citi. Pentru prima dată un text care nu l-ați cunoscut, foarte frumos aș citi. Tu și au un cântecel așa, nu știm notele muzicale, dar știm versurile. Plusuri, minusuri și cifre, logaritm și integrale, fugim cât putem de ele, negându-l doar la mare. Facem șotii cât cuprinde, vrăjim tot ce stă în cale, vrăjim cartea, foaia, tabla, logaritm și integrale. O să faceți și voi mai târziu la liceu logaritm și integrale. La desene animate toată ziua ne-am uitat, turta dulce fermecată, numai asta am uitat. Și la refren ei am cântat așa.
suntem spiriduși și veseli, nu stăm locului o clipă, iar pe doamna profesoară o evaporăm în pripă. Sper că voi nu vreți să o evaporăm pe doamna profesoară. Cântec, jocuri și magie, asta e plăcerea noastră, matematica zbanghie, o să zboare pe fereastră. Voi ce-ați face cu matematica? Am învățat. De ce e important să învățăm și la matematică? Unde avem nevoie cel mai des de matematică? La meseria de IT. Da, la meseria de IT și așa, indiferent de meserie, unde avem nevoie de matematică? Când mergem la magazin să cumpărăm, nu avem nevoie. Să știm să socotim. Oare cât mi-o încasat doamna vânzătoare? Socotim, verificăm, e corect, nu e corect? Sau să știm câți bani avem la noi, nu? Da. Da, sigur. Și pe lângă materiile astea, ce alte materii vă mai plac vouă? Engleza, română, religia, matematica și matematica, sigur, băieții sunt cu matematica. Istoria, da, e important, dar toate materiile sunt importante, așa? Fiecare ne învață câte ceva. Civica. Și sportul. Voi la școală până acum ce cărți ați citit? Sau acasă? Ce vă da doamna? Ce vă indica? Din pădure. Și noi, acum în clasa a treia, am început să facem la început de lectură joia, o dată la două săptămâni, rămânem la școală, cam o oră, depinde cât sunt de, dacă sunt prea obosiți, nu stau multe oră și jumătate cu ei. Am cumpărat aceeași carte pentru toți, ei pregătesc pentru joia, își citesc două, trei capitole cât le spun eu să citească. Și atunci, în clasă, și citim joia, încercăm să nu stăm în bancă în ziua aceea, după ce terminăm activitățile de la școală, să nu fie tot statul acela în bancă, bun să mutăm repede băncile, ne așezăm în cerc, stăm pe jos sau gen șezătoare sau stăm pe scaune. Cât a fost vreme frumoasă afară, am stat afară și am citit în curte. Și-au adus perne, alții și-au adus fotolii din acelea gonflabile, dacă a fost o plăcere extraordinară. Și atunci am zis că rămân cu ei joia. Și atunci am cumpărat aceeași carte și ne mai jucăm jocuri legate de ceea ce citesc ei. Caracterizăm personaje, motivăm de ce ne place, argumentăm de ce ne place un personaj, de ce nu ne place. Chiar am încercat să creăm cumva o dispută între ei și au ales personajele și fiecare aduceau argumente pro și contra personajului pe care, adică pro pentru personajul lor, contra personajului pe care și-au ales celelalte grupe. Încercăm să-i aducem cât mai mult aproape prin de... Joacă, da, da, mult prin joacă și să încercăm să nu fie chiar o activitate de stat în bancă, de stat ca și la celelalte activități de la școală. Și asta facem și în cadrul clubul de lectură, m-am gândit să venim și la bibliotecă. Sigur că da, eu vă aștept cu drag să veniți. Sper că până atunci să primești și eu, să vedem dacă vine moșul și la bibliotecă cu niște pufuri, să putem face activități. Okay. Și că, oricum în ianuarie, fiind, știm pe marele poet Mihai Dinescu, mă gândesc că nu aveți atâta. L-avem aici în poze, îl recunoașteți, așa? Mă gândesc că nu aveți atâtea volume pentru tot și atunci m-am gândit să fac cumva, o să-i trimit pe vreo 2-3 să vină și să se obișnuiască să vină să împrumute cărți de la singur volum 2 de poezii de Minescu și o să citim la clasă. Eu am pregătit fișe la fiecare dintre voi să veniți să împrumutați, o să scriem aici pe fișă numele, o să trec tot complet numele, adresa, telefon. Să ne dăm scuze că ne-am organizat ceva aici mai greu. Nu am nici imprimantă, nu funcționează la școală, nici șeroxul. Și noastră de acasă, nu de aici, în fine. Și puteți să veniți. Aveți timp, două săptămâni, să citiți o carte. Apropo de ce m-ai întrebat tu astăzi, am spus că pot să-l întreb pe doamna bibliotecă, de care asta m-a întrebat. Aproximativ două săptămâni. Acum, dacă mai ai două, trei pagini și n-ai terminat, eu sigur că nu o să stai nimeni capul că nu aduci fix la două săptămâni înapoi. Îi vor să-ți cum, ce carte ai zis că ai vrea să împrumuți ceva, carte despre? Avioane. Despre avioane? Avioane. O să caut, nu știu exact, dar o să caut și să vedem. David, parcă despre mașini ceva au spus. Da. Denis era. Sau Denis. Așa.
Acum noi v-am pregătit o surpriză, pentru că tot suntem în luna Crăciunului și știm că Moș Crăciun este ajutat de spiriduși și sunt ei așa mai neastâmpărați și zglobii, câteodată și noi suntem așa, nu? Și nu sunt spiriduși. Și ne-ar place să putem să facem câte o magie, nu? Da. Să vedem spiridușii ce ne urează nouă și ei au un mesaj pentru noi. Și colegul meu, Gabi Bereș, o să vă arate pe telefon. Deocamdată doar așa am găsit modalitatea să vedeți pe telefon proiectat, dar să vedem spiridușul Carlos, ce ne spune spiridușul Carlos. Vă doresc numai distracție, bubici, pompoane și tot ce are pregătit acest alocic pentru băiețelii și fetițele cu minți, adică voi. Pentru voi, special. Ia să vedem ce. Cum dansează Carlos. Mai avem un spiriduș. Richard. Bună! Sper ca decorațiile și colindele de Crăciun să-ți aducă numai bucurii și să câștigi toate bătăile cu bulgări. Voi vă bateți cu zăpadă? Da! Vedeți, spiridușul Gouran, să câștigați bătăile cu zăpadă. Să vedem spiridușul Richard dansează? Dacă sunt atâtea spiriduși, trebuie să fie și o spiridușă, nu? Da! Avem pe spiridușa Marlin. Hai să vedem ce ne... Din momentul în care ți-am văzut chipul dulce, am știut că ești cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-aș putea primi vreodată. Crăciun fericit, inimioară! Sunt toți spiridușii ăștia. Și Moș Crăciun vine? Da! Sigur că vine. Vine și Moș Crăciun. Să vedem Moș Crăciun ce are pentru noi. Crăciun fericit unuia dintre copii, preferația e moșului. Bese ești și preferatul meu. Faptul că știu un copil așa minunat ca tine este cel mai frumos cadou de Crăciun din câte există. Sper să ai un Crăciun plin de distracții. Datorită ție, micul meu prieten, am parte de cel mai frumos Crăciun, să nu-l lăsăm să se termine. Sărbători fericite! Oare moșul dansează? Da! Dansează? Să vedem cum dansează. Deci o dansa și moșul pentru voi până la urmă. V-a plăcut mesajul spiridușilor? Da! Uităm să vă mai colindăm o strofă. Nu ne-am pregătit, este o colindă pe care am învățat-o anul trecut, dar câteva ori prin strofă, că n-am reușit o singură dată am gândat-o anul acesta. Vă mai putem, putem colinda măcar o strofă? Sigur că da. Seara aceasta e din toate serile, din serile sărbători. Cea mai aleasă și până în zor de zi, plină de colindător. Dar pe flori, ler, veste mare din cer, a ajuns pe
minunat sunteți. Tot cu sărbătorile și cu spiritușii și cu tematica noastră, v-am pregătit niște semne de carte, să le luați acasă, să le colorați. Doamna o să vi le deie pe toate. Și ca să fie complet magia Crăciunului, să compuneți voi o scrisoare pentru moș. V-am pregătit cartonașe frumoase, tot așa, doamna, o să vi le împartă pe toate. Și pentru că ați citit atât de frumos aici în bibliotecă, fiecare aveți câte o diplomă de la Spiriduș. Andra de an? Rămâne acolo, să dau. Așa. Aximia David? Aplaudăm! Hai să aplaudăm! Bravo! Chiara Alexandra! Bravo! Patru George! Bravo! Felicitări! Răzneanu Denis! Dezeșare Manuela! Felicitări! Vă s-au lipit pe două. Spiritu, și la voi pe diplomă, Geros Larisa! Da. O surpriză, Moroșanu Remus, Moroșanu Remus, Cârcu Sara, Antonia Popa Daniel, Suciu Daria, Daria Pins, Vârtaș Cristina, Vârtaș sau Vârtaș? Vârtaș. Da. Am și pentru colegii mei, Gabi Bereș, că și el ne-a ajutat, felicitări. Și colega noastră, Ionela, care ne-a ajutat. Aici aveți semnele de carte și aici la doamna, sigur că și doamna are diplomă. Sau la doamna, doamna. Aici aveți cartonașele și... La mine să vă uitați? Eu nu am mai o
fotografie așa de sus să vă vedeți toți, că cei din spate nu prea se văd foarte bine și atunci să avem și... Atențiune, ultima, gata! A fost greu, da? A fost greu să stai la poze. Da. A fost greu. Nu a fost greu, nu? Cui îi place să fie fotografiat? Înseamnă că să fiți picioare. Bravo, așa. Suntem trei atunci. Mi-e place, am urmat să vă zic. Place. Păi nu suntem toți la fel, deci. E bine. Sărbători fericite! Dacă am zis ceva nepotrivit! Da, nu unde! Sunt liniștite că s-a înregistrat! Radio Zestrea Pecica TV, cu drag pentru voi! Mulțumim publicului nostru care este mereu aproape pe Facebook și YouTube!